Ce faceți, domnul Trâmbițașu? Ieșiți de la jocuri de noroc? Ieșiți de la Loteria Română? Promovați 6 din 49? Vă place Joker? A? Asta hai, faceți stai noastră? Stai un pic că n-am făcut nimic. Am jucat un joc, un bilet la Loteria Română. De ce? De ce? Pentru că am un apartament de 3 camere chiar aici, la Băniancului, la intersecție, lângă metrou, da? Așa. În blocul ăsta, la cel mai mic preț din piață. Care domnule, n-ai văzut neam de neamul tău așa preț la un apartament de 3 camere? Într-adevăr, e transformat în 2 camere. S-a desfințat un perete dintre dormitoare, dar e super, super tare pentru că ai 64 de metri pătrați într-un bloc construit în anul 1963, bloc reabilitat termic. Asta este scara, intră cu mine. Vino. Uite, da. Am făcut astfel și cătușa să nu se închidă. Uite scara curată. Uite-te și tu. Palmastru sunt cutiile. V-a sortat cu cravata. Așa e. Fă-ne o poză. Bun. Tată, aici am numerele norocoase. Dacă nu sunt norocoase și nu-mi ies mie, poate ai tu bănuți. Că de-aia am jucat, că vreau să-l cumpăr eu și n-am banii ăștia. Nu sunt mulți bani, dar nu i-am eu acum. Motiv pentru care am jucat un bilet la Loteria Română, poate câștig și cumpăr eu apartament. Așa ceva nu ai mai văzut. Renovat, complet, mobilat, utilat, gata de închiriat. Nu mai zic că are chiriaș deja. Are deja? Chiria nu e mică, dar poți să renegociezi contract. Chiria nu e mare. Pentru că stau niște oameni amărâți, ucrainieni, mă rog, a făcut doamna un gest frumos și a lăsat pe ei. Nu au contract de închiriere, deci pot pleca oricând, nu ai ce contract să respecti. Sunt foarte înțelegători, mă rog, cu Google Translate, la modul ăsta de înțelegători, că săracii nu înțeleg o iotă, a trebuit să le explic pândesen să iasă din casă ca eu să-mi fac filmul. Și urcăm la etajul 5 din 8, așadar șosea Mihai Bravo 119, un bloc construit în anul 1963, reabilitat termic, cu gradul 2 de risc seismic. Aoleu! Gradul 2 de risc seismic, tată, nu e gradul 1, nu-i bulină, dar nu merge cu credit. Merge doar cu bănuțul cash, ideal ca investiție, sau dacă n-ai frică, locuiește tată tu în el. Eu mă mai gândesc, dacă îl cumpăr, ce fac cu el ulterior. Cert e că la ce preț are, poți să-l cumperi și să faci ce vrei tu cu el, tată, poți să... Sunt banii pe semințe, practic, pe un sezon competițional întreg. Semințele alea de rămânești pe stadion. Apartamentul, bă, dar n-am urcat bine. Nu, n-am urcat bine. Am urcat la etajul 5, dar e la etajul 6. Am vrut să ne prezentați și scara, să înțeleg asta. Nu, dar scara nu era. Uite, chiar nu-mi pare rău că am urcat. Și știi ce nu mai era? Ce? Vederea. Vederea este pe spate, nu pe față, tată, spre gălăgie. Nu. Spre liniște? Spre spate, spre liniște. Aha. Etajul este 6, nu este 5. În drept urmare, am și urcat un etaj pe scara. Haideți să vedem despre ce este vorba. Un apartament super. Care ghiște are un prosop peste vizor? Că cine nu-și pune prosopul la vizor nu o să-i meargă bine, mai ales luni. E și o vorbă. E și o vorbă, nu? De unde și vorba prosopul peste vizor? Ce, mă? Ce? Asta nu e pregătită, tată, dar mă bucur așa mult de treaba asta. Aia e, tată. Hai să vedem. Aici avem o ușă, nu mai e ușă. Se intră direct în bucătărie. Bucătărie mobilată, utilată, complet, cu plită pe inducție. Bă, nu-i rea, e un MDF lucios pe negru, uite aici cuptorul frumos, blat pe două părți, blatul e frumos și el vine pe colț, pam, 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 pam. Vederea este pe luminatorul blocului, un luminator curat, spre deosebire de alte iluminatoare. Bun, frigiderul, deci ați reținut mobilat, utilat complet acest apartament. Bă, băiatule, uite grinda! Sub grinda asta era o perete, evident, care ce despărțea în două camere. Sufrageria, pentru că era semi de comandat, da? Deci era o sufragerie, aici era un hol, da? Practic și aici aveam un perete și aveam așa, un dormitor, primul dormitor, al doilea dormitor și baia. Ia uite dressing-ul ăsta, uite ce dressing mare, uite cum e mare, el e un dressing mare, cu una, două, trei uși. Trei uși cu oglinzi. Bă, băiatule, e așa de mare dressing-ul ăsta, încât vreau să zic că eu am să rămân un pic aici, să iau pulsul casei. Că dacă eu o să câștig, nu mai plec. Pa! Pa! După 3 ore, pulsul casei este luat. Televizorul, ia uite, uite măsuța de sticlă, foarte drăguță, ce va rămâne. Aer condiționat, vederea spate. Știi ce-i mișto la mega living-ul ăsta? În niciun caz nu canapeaua asta care acoperită ea cu pătura asta care acoperă ea, pătura asta acoperă hainele pe care n-au vrut să le bage unul la chiriaș. Bun, îmi place că are două geamuri, de ce? Pentru că fiecare cameră avea geamul ei și avem un geam acolo, într-o tal.
Două geamuri. Bun, luminoasă, tată. Cred că ăsta avea un 10 metri, ăla avea un 14 metri, aveam un 25 de metri pătrați aici, 28 cu tot cu holul ăsta, cred. Uite ce mai îmi place mie este sclipiciul ăsta de pe gresia asta. Vezi acum ea gresia asta sclipicioasă așa? Cred că se potrivește la marele fix cu fundița de pe capul meu. Bun. Da, mă, uite acum am observat. E gresia sclipicioasă, dar e cumva așa, are aderență foarte bună, nu aluneci. Mașina de spălat. Din nou același MDF lucios ca la bucătărie, baia care are așa, nu lumină. Ia să vedem, lumina ai, mă, baia. De afară? Nu merge becul, ba uite că încet începe să se aprindă cren. Nu se aprinde becul. Bun, dă-i tu acolo un pic de lumină dacă merge, vasul de apă de toaletă este încastrat în perete tip gheberi, geam la baie, pe luminator, ia vedem că începe astea să pulpuie. Priză, cabină de duș, calorifer por prosop care emită cred că chiar e inox. Și aici ce avem, mă, tata, sublinianul ăsta? Bideu! Are tata și bideu, fraților. Știți să-l folosiți? Bănuiesc că da. Hai să vedem și dormitorul, după care avem prețul, un preț pentru care merită să joci la loto, chiar dacă nu ești de acord cu fenomenul. Bun, dormitor, uite ce frumos. Evident, uscătorul ăsta pe care eu i-am rugat pe oamenii ăștia care nu prea înțeleg ei ce limbă vorbesc. Eu să-l scoată de aici, bă, frate, dar nu l-au scos. Da, nici nu pot să-l scot. Fii atent că e pe invers. Aha, uite. Băi, camera asta e mare și e și mai mare fără uscător. Ce faci cu obiectele pe care nu vrei să le vadă ceilalți oameni? Le bagi după ușă. Cu parchet negru, în aceeași notă cu gresia. Instalațiile electrice schimbate, după cum putem vedea, avem două lumini, ia uite, o lumină, două lumină. Altă chestie este faptul că ne-au stins luminile. Câtă lumină poți să consumi în 3 secunde de videoclip? Hopa! Ce avem aici? Vine cu urs inclus, tată. Vine cu urs inclus acest apartament. Cărămida, se vede cărămida, deci peretele ăsta e din cărămidă, motiv pentru care. Hai să vedem ce s-a întâmplat. E perete cu baia, a avut loc o infiltrație de apă. Și omul a curățat ca să nu se facă mucegai. Asta îmi place foarte mult, că a curățat. Practic acolo trebuie umplut cu ceva material și dat cu lavabil și la el. În rest, totul arată foarte bine. Nu se ascunde nimic cu șerban, trâmbițaș și agentul imobiliar. Și balconul despre care vă vorbeam, care a fost desfințat, a fost transformat în spațiu util. Aici stai frumos să-ți bei cafeluța dimineață. Haideți să vedem vederea, uite vederea. Asta e o școală, 100% e o școală. Și uite ce vecini liniștiți, vezi? Îți dai seama după crucile lor că sunt vecini liniștiți acolo în dreapta imediat. Cred că nu știu ce cimitir e. Cimitirul armenesc? Se nu poate. Sunt convins, dar cred că e cimitirul armenesc. Dragii mei, tot ce ai văzut aici, adică 64 de metri pătrați util, un mega living, nu că mare, imens, nu că imens, gigantic, nu că, băi, e un living decent, ce să mai atâta. Preț este cu comision zero, asta întotdeauna, doar cu șerban, trâmbițaș și agentul tău imobiliar. Dragilor, un apartament de 64 de metri pătrați, bloc reabilitat, gradul 2 de seismic, merge doar cu cash. Prețul este 65.000 de euro. 65.000 de euro. Și acum mă duc. Unde mă duc? Unde vreau eu? Cât băia mare.